biletele în mână. N-am dat afară o secundă, pentru că, din contră, eu am fost cel care, cel puțin în cazul meu și a ei, l-am menajat pe Alberto în toți acești ani. Cum aș putea eu să fac așa? Sau de ce aș face eu acest lucru? Deci n-ai dat-o afară? Păi cum să o dau afară? Dar nu mi-a luat Dumnezeu mințile mele. Mă înjură din secundă în secundă, dacă ai înțeles lucrul ăsta, și mă terorizează. Alberto urma o școală, urma... El este un copil bun și talentat, dar nu mai putem trăi în situația asta. Acum ai înțeles cum stau lucrurile? Tu crezi că o să... Iată. Scârbă eu cu copiii mei. Păi șocată că joacă teatru. Păi vezi, dar tu să taci din gură. Că eu nu, niciodată în viața mea ți-am căutat copilașilor mei să le fiu hain sau dușman. Păi dacă, dacă ea face nenorocirile astea, păi cum? Dar cum să nu mă enervez, mă, când mă faci tu de râs așa, mă faci de râsul lumii? Păi dar am muncit ea pentru numele ăsta? Bă, dacă aș fi scârbă și aș fi și goti, bă, într-adevăr, bă, aruncă tu pe mine, că sunt... Păi așa? Am avut la el o sumă de bani. 45.000 de euro și n-a vrut să-mi mai dea. Lasă-mă, bă, frate, cu 45.000 de euro. De unde i-a avut? Și tu i-ai reținut bani. Bă, frate, dar de unde are asta? A vrut să mă bată de atâtea ori. Să repede la noi cu cuțitii, cu ce apucă. Dar cum aș putea eu să fac eu așa ceva? Cum să scot eu cuțitul copilului meu când eu toată viața și cât i-am răbdat eu la asta din cauza băiatului meu? Copilul meu a vrut să se sinucidă, măi, Anca, mă. A vrut să-și ia viața copilul în baie. Tu știi în ce situații sunt eu? L-a distrus pe băiat. Cum? De ce? L-a băgat la înaintare. Copilul nu mai știe de copilăriile lui, cum trebuie să știe un copil la anii lui. Copilul nu mai crede nimic. I-a stricat copilăria, i-a stricat viața, l-a demențit. Copilul știe de averi. El nu ne dă nouă nimic de atâta timp de zile. Sunt luni de zile. Vremeți auzeam că cereai cuiva 10 lei să luați o apă. Ai rămas fără bani? V-a lăsat fără bani? Da. O înțeleg că este supărată pe mine. Că nu mai este fraierul să-i dea 1000 de euro, să se ducă ea să spargă prin moluri, să-și facă ea fițele ei și figurile ei și capriciile ei. Să-ți juri un copil de 10 ani ca pe un criminal? Vrei să-ți reproduc? Hai, poate eu-s vinovată, dar ce are copilașul ăsta? Dacă copilul ăsta mic îmi înjură părinții mei, îmi înjură mama mea, tatăl meu, obraznic, vorbește ce nu trebuie, dar nu sunt cuvintele lui, sunt cuvintele ei. Uite, o vezi? Stau cu plasa de pastile, uite, știi și tu ce e aici, le pun la capul meu, bidonul cu apă și cum mă înjur, uite, așa stau. Dar ce suntem pe timpul slugilor? Asta trebuie internată la spital. La spitalul nou, cel puțin, are nevoie de măcar un an de recuperări mentală. Ea dacă vede bani, nu mai e în depresie. Dacă nu are bani, e în depresie. Vor fi împreună pe aceeași canapea. Nicolae Guță și Narcisa se întâlnesc după foarte mult timp în platoul Wowbiz, într-un context învolburat. Mai întâi intră în platoul nostru Nicolae Guță. Ne batem, ne pregătim de bătaie, Doamne ferește. Te invităm să iei loc. Se teamă de întâlnirea asta? Cu ea orice este posibil și tu... Că înțeleg că ați avut destule meciuri împreună, adică nici ea nu s-a sfiit să lovesc. Cu ea tot este posibil și foarte imprevizibil. M-am loc că văd că ne-am agit. Noi rămânem în picioare pentru că trebuie să o invităm și pe Narcisa. Ești pregătit? La un moment dat ai spus că ai iubit-o foarte mult pe femeia asta. Da, eu, tu știi că eu sunt un om foarte transparent. Este femeia pe care ai iubit-o cel mai mult în viața ta? Nu am iubit-o pe ea cel mai mult, dar am iubit-o la acel moment am iubit-o. Ținând cont de sentimentele pe care le aveai odată, hai să o invităm. A avut ea de grijă să le distrugă toate sentimentele și toate femeia care i-a distrus toate sentimentele lui Nicolae Guță intră chiar acum în platou. Narcisa! Se pare că s-a răzgândit Narcisa și a plecat din fața porților. Din păcate, este frică să intre în platou, să stai aici lângă tine pe canapea. Asta spune ea, că este frică să intre alături de tine în platou. O să ducem în colegii noștri, o duc chiar acum într-un alt platou. Dar cine a speriat-o? Bombele, cine a speriat-o? Chiar așa să vii până aici și să pleci? Încoace, acum nu mai fă pe victima, acum vină încoace, că dacă ți era frică de mine, nu făceai ce-ai făcut. Înțeleg că este frică pentru că ai amenințat-o de mai multe ori și chiar și cu cuțitul. Extraordinar. Dacă eram recalcitrat în halul ăsta, nu-și permitea să fac atâtea figuri cu mine. De cine ți-e frică locolești, nu știi că în viața asta nu trebuie să fii bun. Trebuie să fii al dracu, că omul bun este luat de proști, al dracu. Ăla care știi că îți dă în meclă, îl ocolești și spui, bă, nu-i locul ăsta, că e al dracu. Asta a zis că îi dai în meclă. Acum, ce să spune dacă tot a ținut-o pe ei? Dacă tot a ținut-o pe ei, nu trebuie să o ține, că o duce mintea la... Eu mi-aduc aminte de momentul ăla. A ajuns într-un alt platou, Narcisa, ca să-i spunem și ei bună seara? Păi să vină aici acum, dacă tot nu-i vidietă. Vine aici, vidieta. Eu mi-aduc aminte de momentul ăla în care ai avut răbufnirea respectivă, dacă taci să taci. Le-a făcut în conjurul țării și a devenit moment de parodiere sau, mă rog, pentru toată lumea. Ce a fost anul trecut? Se pare că... Și am văzut-o speriat atunci. Iată că îi putem spune și ei bună seara. Bună seara, Narcisa. Bună seara. Bună seara. Ce-i cu tine? Cum să fugi de la uși? De ce te-ai răzgândit? Chiar atât de frică ți este sau e doar... un teatru, cum consideră Nicolae? Nu am putut să vin acolo, că mi-este frică de el. Vai de mine, vezi că scotă ceva pe la barbă și să rezolvăm tot. Hai că-ți dau 1000 de euro, vină încoace. Hai cu ații, 1000 de euro, hai. Hai. Vezi că nu mai e frică, vezi? Uite. Unde că tot acolo stă, eu nu văd că vine încoace. Narcisa, vii dacă îți dau 1000 de euro? Nu e adevărat. Aduți aminte ce mi-a făcut astă vară? Oho, noi ne aducem aminte și aduce aminte toată țara. Dacă taci să taci, eu a trebuit să tac, a vrut el. Acum nu mai vreau să vin acolo să mă comand el. Vino aici, acum mai fă pe victima, dacă toți suntem aici de râsul lumii și de circul lumii. Vino aici să ne facem, cum zicea tata al meu, dacă tot ne-am făcut de râs, să ne facem așa cum trebuie. Vină, dracu, încoace. Eu nu vin lângă tine, să fie clar că mi-e frică. Vine aici, lângă mine. Pentru că de atâtea ori ai vrut să mă bați și într-adevăr mi-ai dat cu pumnul ficat și am căzut jos. Că de asta mortul să apar la televizor. Hai, vezi cum vorbești, nebunule, pentru limba română apasă tasta 1. Vino coace, vidietă. Vezi că nu am venit aici ca să râd și să glumesc. Eu sunt foarte supărată. Sunt foarte bolnavă și nu am venit aici și ca să mă râd cu tine acum că vorbești tu cum vrei. Tu ai momente, ai dereglări, tu ai... Mai bine te duci colo la o mănăstire să fii exorcitat. Exorcitat? Pentru că ai în tine 4-5 demoni. Tu nu mai ești cine ai fost. Ți-am spus că e exorcitat. Așa cum se spune acolo. Vino cu acii. Tu nu mai ești Guță care l-am știut eu. Stai un pic, e o certitudine. Ăsta e alt om. Numai puțin, e o certitudine faptul că Narcisa umblă cu o pungă de pastile după ea, ceea ce ai văzut și tu. Păi toată viața, când n-are bani, umblă cu pastilele. Ba nu e adevărat, eu n-am luat pastile înainte. Ia pastile. Până să fiu cu tine, eu n-am luat pastile. Ca să văd eu că ea ia pastile și că din cauza... Ea, ți-am spus și aseară, ea când nu are bani și când e lipsă de bani, ea face depresie. Păi nu fac, băi, fraierii pentru depresii, pentru mine, fac pentru băiatul tău. Că băiatul trebuie să aibă tot ce-i trebuie, că așa a crescut. Băiatul are nevoie de mii de euro. Nu e adevărat, are nevoie de strictul necesar. Da, strictul necesar trebuie să fie cel puțin. Trebuie să fii lângă el, în toate punctele de vedere. Hai, vorbește tu, hai. Eu vorbesc adevărul, eu nu vorbesc ca să îmi trag eu să pare o victimă. Eu spun totul cum s-a întâmplat. Eu nu te recunosc de un an și ceva. Te văd în reluare, hai încoace. Tu nu mai ești Guță la care l-am știut eu. N-ai fost niciodată atât de rău. Nu ești. De ce? Că nu mai dau pe la bani. Nu-i de bani, nu. Adu-ți aminte când, înainte să se întâmple necazul care l-am avut, aveam niște bani. Tu ai vrut să-mi faci vila aia, să o renovezi, ai vrut să-mi faci o afacere și dacă era totuși pentru bani... De ce băiat rău am fost eu? Păi vezi, nu mai scoate limba. Păi nu mi-a fost de bani, am vrut ca eu să trăiesc aici cu Alberto. Vezi ce băiat am fost eu? Să ajungă Alberto un copil... Să ajung un muzical, păi vin aici, bă, să dezbatem lucrurile cum trebuie, că nu te bate nimeni. Eu nu vin lângă tine că mi-e frică de tine, că tu vrei să vorbești tu și zbieri pe mine. Eu am palpitații. Nu zbieri pe tine, îmi permit eu așa. Eu fac atac de panic, eu nu pot să stau singur în casă și nu mă crede. Nu mă crede nimeni. Bă, în ce hal ai ajuns, am fost în fiecare zi la urgență, am făcut perfuzii. Hai, vorbește ca televizor, să faci pume la gură de n-ai vorbit. Hai, dă-i drum, hai, dă-i, hai. Fă tu, nu fac eu. Hai, dă-i drum, hai, dă-i drum. Vezi tu că ești posedat. Nu vorbești Guță la care îl știu eu, ăsta e altul. Vreau să vină ăla înapoi care a fost acum un an jumate. Ăla s-a dus și nu mai vine. Păi nu mai vine, că ești posedat. A intrat demonul în tine, tu nu te uiți la tine. Că nu mai ai figura care ai avut-o, nu mai ai stilul care l-ai avut. Ai slăbit ceva. Tu nu vezi ce fel a râs la față? Narcisa, Nicolae Guță a spus că joci teatru și că ai plecat din București ca să-l faci pe el praf, să-i strici imaginea. Să știi că peste Dumnezeu nu trece nimeni, nici vrăjeală, nici caterincă. Și eu sunt foarte credincioasă. Dumnezeu mi-e martor. Dacă eu am plecat de plăcere sau de teatru sau de vrăjeală, am plecat, jur, cu mâna pe inimă și Dumnezeu să-mi facă ce vrei. Pe care inimă? Dacă el nu m-a terorizat înainte de Revelion, a avut el o despărțire și eu m-am dus după el la Dămăroaia. Păi îți spune și după aia vorbește. Dacă trebuie să taci, taci. M-am dus să stăm cu el la Dămăroaia, cu băiatul. Eu nu mint, Dumnezeu să mă omoare dacă mint. Tot ce spune adevărat. Taci că de aici ai drum până la Focșani și nu se știe poate. Da, să stai tu liniștit că Dumnezeu Iisus și știe adevărul. Nu te jura pe strâmb. Tu și așa nu crezi în Dumnezeu, n-ai zis că nu crezi, nebunule. De fapt, ce să vorbesc cu tine treburile astea? Că tu nu crezi. Dementule! Hei, aveți grijă! Aveți grijă la limbaj! Uită-te la tine cum arăți, nebunule, după aia jignește-mă pe mine! Uită-te la tine cum arăți tu! Uită-te tu la tine! Amândoi arătați foarte bine! Mai trebuie o bardă mână și iei capul la oameni! Da, mă, nebunule! Nebunul ce ești! Tu ești, Narcisa, dar ție ți-e frică să vii aici? Nu vezi că ai intrat într-o secție. Dar voi v-ați spus vreodată cuvinte frumoase, gen pisii? Ia o pauză și lasă-mi... Ai farmeci făcute! Stai un pic, Narcisa! Ia o pauză și taci acum, o să ajunge că ai vorbit prea mult. Eu am venit să povestesc adevărul. Vorbești mult și prost. Eu nu am venit ca să mă cert, eu am venit să zic strict adevărul. Ce să zici? Am și o întrebare. Ce să zici? Ce să zici? Am și o întrebare. Da, Andrei. Voi, în vremurile bune, cum vă alintați? Eu? Cu el? Da, cum îl alintai? Nu mai mi-aduc aminte. Fraiere, îi spuneai, de când l-ai luat, i-ai spus, fraiere. Noi ne alintam ca să-i dau pe la barbă, înțelegi? După ce făceam dragoste... Voi, fraților, nu-i sănătos, credeți-mă! După ce făceam dragoste, nu-i ajungeam, mai dăm ceva pila barbă. Credeți-mă că nu-i sănătos acest om! Da, serios? Nu-i sănătos, dacă eu aș scoate contractele, știe el de unde. Câți bani am eu făcut din acele contracte, știe el de unde. Cum faci tu, nu mai vreau să zic de unde și cum. Vrei ca să scot, să mă duc la lume, să scot toate contractele din urmă, să vezi câți bani am făcut eu? Tu ai spus că nu am făcut niciun bani. Te referi la banii aia pe care ți-a luat, aia 45.000 de euro? Da, bineînțeles. Da, îmbrăcămintea copilului, da. Tot ce a ținut de Alberto, el mi-a dat, să zic, 10%, restul am pus eu. Păi dacă ai muncit, n-ai avea timp de televiziune, stai liniștit. Că o femeie care muncește și care își vede de copilul... Dacă ești persoană publică, trebuie ca să... Ei, tu ești persoană publică, nu, tu ești, tu ești vedeta la lăutarilor. Tu ești muzicant, tu ești cunoscut, trebuie să... Este fosta ta soție. Ia că tu, ia... Fata asta, tot acolo, persoană publică, dacă n-ai știut. Bă, nebunule, am zis că tu ești. Băi, simpaticule care ești. Da, nu mai haz. A zburat hazul. Da, zburat. De ce să zboare? De ce să zboare? Nu vezi că nu mai ai niciun talent. Păi tu n-ai talent, păi nu vezi că te-ai schimbat total, zici că ești. Păi dă că dacă nu-ți mai dau pe la barbă. Tu nu vezi că mai ai un pic și zici că ești din ăla care stă la gară cu punga. Tu nu vezi figura ta că numai aia care a fost. Eu n-am venit, hai să vorbesc de asta. Păi oricum tu ești bambilici, stai liniștită că ești bambilici. Tu ești bambilici, că dacă erai un om la valoarea care ni respectai. Aveți un copil împreună. Ea te acuză că nu-ți mai pasă de copii, tu spui că l-a crescut prost. Ai văzut cum s-a schimbat, cum trece de la o stare la alta? Stai un pic, Narcisa. Pe de altă parte, Nicolae a făcut afirmații foarte grave aseară și a spus așa, că tu l-ai învățat pe Alberto să fie obraznic, că tu i-ai stricat capul. Dar poți să vorbesc eu de ea ceva? Că tu te porți foarte urât cu Alberto. Asta țin minte foarte bine. Și că dacă te-ar vedea cineva cum te porți cu băiatul tău, ți l-ar lua. Creadă el, orice mamă mai țipă la copilul ei. Eu am fost severă pentru pian și sunt, da, țip pentru pian și zbere, recunosc. Acum, dacă cel pun la pian, stau după el ca... Să-l ascultăm și pe Nicolae. Dacă vorbim unul peste altul, nu trebuie să-l pun la pian să studieze. De ce a avut rezultate de premii? Are atâtea premii, numai locul întâi și toate doamnele de acolo știi cum stau și îl îngrijesc. O mamă care își iubește copilul trebuie să fie un pic mai... să fii mai nervoasă, să țipi la el, pentru că el, dacă nu înțelege, copilul e mic, vrea altceva. Eu trebuie să-i arăt drumul. Măi, băiatule, pun-te și studiază. Câteodată nu vrea. O să taci acum. Stai un pic să-l auzim și pe Nicolae. Ok. Asta spune ea. Că ar trebui să fie aspră. O să taci acum. Ia o pauză, că vorbești mult și prost, ca de obicei. Nu știi că tu și televizorul vorbiți una într-una alta. Îți place să vorbești mult. Păi tocmai vorbește tu frumos, că tu întotdeauna zici că ești deștept. Asta poți să știi. Păi vorbește tu frumos dacă ești deștept, dar văd că tu vorbești mai ceva ca unul care stă pe drumuri și doarme. Vai de mine. Tu nu vorbești la valoarea ta, elegant. La valoare, da, la valoare. La valoare, să vorbim la valoare. La valoare, extraordinată. Băi, Panoramix. Grecoaico. Panoramix. Bă, nebunule, în primul rând, nu te știi pe tine conduce. Nu te știi nici spăla pe dinți și nu te speli pe tine. Dar să mai ai grijă de copilul. Un copil în clasa a 4 are 30 de diplomi de premiu, întâi vrei să le aduc aici? Ce de notă? Nu-ți berea, că nu-ți berăturile tale, cum ți-am spus și înainte. Ce de nota asta? Că copilul meu e neglijat de mine sau ce? Ia o pauză. Stai un pic, să-l auzi și pe el și după aia vorbești și tu. Că vorbești mult și... nu vreau să tac la comanda ta. Bă, să mor dacă nu plec. O las pe Panorama asta aici, să-ți facem misiunea cu Panorama asta. Stai un pic, nu te enervești tu. Cu Panorama asta, care nu-i nimic de capul ei. Bă, frate. Nu jigni. Bă, frate. Nicolae, până în momentul de față ți-a crescut copilul și ți l-a crescut frumos. Bă, frate, stai, ia o pauză. Ia și tu o pauză. N-a crescut pe banii ei. În locul ei, să știi, în locul ei puteam să plătesc o bonă și astăzi copilul meu era țar. Babi, stai că în felul ăsta nu mai avem emisiune. Babetu, uite ce dă cu gura, Babetu. Nu mai avem emisiune. Vrei să ajungem ca în apartament? Bă, frate, stai un pic. Pe banii care eu am investit în copilul ăsta, aduceam o bonă adevărată, frate. Și era copilul din cap până în picioare jnur. Și când spun jnur, adică copilul meu nu este supraponderat. Este în prag de obezitate. Odată. Sunt probleme mari de sănătate. Taci din gură, atât a spus, să taci. Să taci tu, că tu n-ai niciun copil ca băiatul meu talentat și să cânte la 10 ani. Are mai mulți copii talentați. Asta e țigancă de anăroadă, bă, și cu asta nu se înțelege nimeni. Panorama asta. Nu se înțelege nimeni cu ea. Sunt probleme mari de sănătate. Dar asta bate din gură, bate ca o proastă. Sunt probleme mari de sănătate. Copilul este supraponderat, are grăsimi în sânge, copilul are palpitații la inimă și a spune că... palpitații când mă jignești tu pe mine personal. Uite cine vorbește. De-aia nu-și dă seama, Nicolae. I-ai văzut analizele? Bă, omule, eu oi fi nebun, dar mai am atâta discernământ să discern lucrurile. Înțelegi? Copilul e mâncăcioș, ca și mine ți-am spus data trecută. Copilul ăsta trebuie să ai o răbdare extraordinară și trebuie să ai un program de când se trezește până când se culcă. La ceas, cum i-am spus ei. Dacă ei, Panoramă, Cum să înțeleagă ea lucrurile astea? Ea e din 87, 86, ea nu mai joacă pe tobe, percuție, joacă pe țambal și bas. Ea a rămas pe țambal și bas. Ea n-are ce să caute în 2017. Ai înțeles? Copilul ăsta, ca să facă o performanță, pe copilul ăsta face total altceva, măi omule. Total altceva. Vine de la o școală de muzică, de la niște profesoare extraordinare care își dau silința cu el. Nicolae, hai să luăm o scurtă pauză, scurtă pauză și revenim. Okay. Și poate vine și Narcisa aici în platoul lângă tine, că nu-i faci nimic. În contextul ăsta special, avem imagini ieșite din comun, cu doi prieteni care stau la masă. Veți vedea în exclusivitate gesturi inedite, speciale, poate tulburătoare, între două celebrități politice. E bine, este vorba despre Traian Băsescu și Elena Udrea. Imaginele le veți vedea în câteva momente. Nu ratați această seară uluitoare. Revenim. Discuții romantice cu noua iubită în pauza publicitară. Faceți Narcisei o programare la orele. Vă scoate flăcări pe nas, gât și urechi.